70 de elevi de gimnaziu din 38 de parohii rurale de pe teritoriul Episcopiei Tulcii, cu rezultate foarte bune la învățătură, dar care provin din familii defavorizate, beneficiază, începând de astăzi, de o tabără creștină gratuită. Tabăra, în căutarea unui prieten, se desfășoară la Seminarul Teologic Ortodox din Tulcea, iar programul celor 10 zile cuprinde ateliere de creație literară, cursuri de bune maniere și de prim ajutor, proiecții de film, cateheze, vizite la muzee și mănăstiri. Tabăra creștină în căutarea unui prieten, ediția a doua, este organizată de Episcopia Tulcii și Inspectoratul Școlar Județean. Cei 70 de participanți sunt implicați în activități recreative, educaționale, sportive, sociale, cultural-artistice, îndrumați fiind de preoți și profesori. În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit o rugăciune de binecuvântare. Pentru al doilea an, Episcopia Tulcii împreună cu Inspectoratul Școlar Tulcea a organizat Tabăra creștină în căutarea unui prieten. Ne bucurăm în chip deosebit că iată 70 de tineri din cuprinsul eparhiei au venit cu multă bucurie astăzi la Tulcea pentru a participa la această tabără creștină, tabără care are ca rol cunoașterea mai bine a lui Dumnezeu și în același timp cunoașterea tinerilor între ei, în așa fel încât să-și pună în lucrare darurile pe care Dumnezeu li le-a hărăzit lor și în același timp să cunoască mai mult din tainele credinței noastre creștine, dar și din frumusețile și valorile spirituale ale județului Tulcea. Cazarea și masa sunt asigurate în cadrul căminului Seminarului Teologic Sfântul Ioan Cațian din Tulcea, iar activitățile sportive se desfășoară pe terenul de sport al Colegiului Dobrogean Spiru Haret. Eveniment deosebit de important pentru copiii din județul Tulcea, întrucât în parteneriat Inspectoratul Școlar Județean cu Episcopia județului Tulcea și cu parohiile din județul nostru, au reușit să facă posibil ca elevi din toate comunele din județul nostru, un număr de 70 de elevi practic, să participe la această tabără. Sperăm ca programul pe care noi îl oferim să contribuie la dezvoltarea lor personală. Sperăm să se bucure atât mintea cât și sufletul copiilor cu toate frumusețile pe care le vor vedea în aceste zile, să participe cu multă deschidere și dragoste la toate activitățile sportive, educative, culturale. Tabără care durează 10 zile cu un program îmbunătățit și diversificat cu multiple activități sportive, educative, recreative, pelerinaje, deplasări, multe activități în aer liber. Tabăra este susținută de Centrul Eparhial din Tulcea și Protopopiatele Tulcea, Babadag și Niculițel și se va încheia în data de 12 iulie.